Imagini amuzante au fost surprinse în Parcul Național Retezat cu ajutorul camerelor de monitorizare video a faunei amplasate în mai multe zone din parc. Un frumos exemplar de urs brun a fost filmat în timp ce se scărpina de zor de trunchiul unui copac. Imaginile au stârnit un val de aprecieri în mediul online. Moș Martin a fost surprins de camerele de monitorizare video a faunei amplasate în Parcul Național Retezat în timp ce se scărpina de zor de un copac. Preț de câteva secunde, ursul a stat în două labe și și-a frecat corpul de trunchiul unui arbore în încercarea de a scăpa de mâncărime. Imaginile au stârnit multe zâmbete și aprecieri pe pagina de Facebook a administrației Parcului Național Retezat. Prezența ursului brun în Parcul Național Retezat demonstrează încă o dată complexitatea mediului natural și diversitatea habitatelor naturale prezente aici. Existența populației de urs demonstrează că și celelalte specii de animale din habitatele ursului sunt menținute într-o stare bună de conservare. Carnivorele mari, aflate în vârful piramidei trofice, sunt elemente cheie în relațiile ecologice ce guvernează cadrul natural și dovada vie a unui ecosistem sănătos, au transmis reprezentanții administrației Parcului Național Retezat. Datorită habitatelor sale diverse, naturale sau puțin modificate de intervenția umană, Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere, peste 23% din mamiferele terestre ale Europei. Parcul oferă condiții pentru supraviețuirea celor mai importante dintre carnivorele mari europene, râsul, ursul și lupul.